Miercuri 27 februarie, polițiștii Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase Maramure și-au acționat pentru prevenirea, identificarea și sancționarea faptelor de natură penală și contravențională la regimul substanțelor și deșeurilor periculoase. Acțiunea a urmărit verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniu a modului de efectuare operațiunilor cu substanțe și deșeuri periculoase și a condițiilor în care agenții economici desfășoară aceste operațiuni. În urma controlului efectuat la o societate comercială cu sediul pe strada electrolizei din Mare, polițiștii au depistat mai multe deșeuri de autovehicule depozitate fără respectarea prevederilor legale în vigoare. În cauză a fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări. IMA s-a realizat un nou sondaj de opinie care urmărește intențiile de vot ale românilor pentru alegerile prezidențiale, parlamentare și europarlamentare. Sondajul a fost comandat de Europa FM și este valabil pentru luna februarie 2019. Dacă în weekend ar avea loc alegeri prezidențiale, cei mai mulți dintre cetățenii României ar vota cu Claus Iohannis, actualul președinte. Este vorba despre un procent de 41,4%. Acesta este urmat în preferințe de Călin Popescu Taricianu cu 18%, Victor Ponta cu 15% și Dacian Cioloș cu 11,7%. Președintele principalului partid aflat la putere, Liviu Dragnea, este cotat cu doar 6% din intenția de vot. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1010 persoane cu vârste între 18 și peste această vârstă în perioada 1-21 februarie 2019. Interviurile au fost realizate prin telefon, iar marja de eroare este de plus-minus 3%. Copiii, tinerii și persoanele cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare Esperando vă așteaptă să cumpărați mărțișoare pe care să le dăruiți celor dragi. Mărțișoarele sunt confecționate de ei. Toți banii obținuți din vânzări vor fi folosiți pentru tratamentele de recuperare ale copiilor, tinerilor și adulților cu dizabilități de la Esperando. Standurile sunt amenajate la două supermarketuri din Baia Mare și în holul Spitalului Județean de Urgență, între orele 10 și 15.